salut! Cine știe cine a făcut, dar asta nu se reglează. Dacă o deregla, trebuie să regleze cu el. Era miercuri la ora 16:45 de minute când Vasile Hrițcu, un cunoscut valutist siretan, a sunat la 112 anunțând că și-a găsit soția de 39 de ani și fetița de 6 ani împușcate în casă. Unii spun că femeia a fost surprinsă de criminal în timp ce aspira în casă, alții că vorbea la telefon chiar atunci când a primit glonțul în cap. Despre fetița de 6 ani se vorbește că s-ar fi uitat la desene animate în sufragerie, acolo unde a fost și împușcată. Lângă femeia de 39 de ani găsită în holul apartamentului era un tub cartuș gol. Ziua fusese însă una normală pentru cele două și nimic nu părea să trădeze ceea ce avea să urmeze. Intrat în grupă cu fetița mea, da, la grădiniță. Da. Și am vorbit chiar cu ea înainte să plece de la grădiniță. Cu fetița? Da, și cu fetița și cu mama. Suspicios a fost pentru vecini că în acea zi strada pe care valutistul locuiește în Siret nu a fost atât de circulată. Asta poate și pentru că Vasile a plecat la Suceava cu celălalt copil de 14 ani. Băiețelul ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale, că s-ar fi lovit la joacă. Aici mașină, dacă vine mașină după mașină, schimba banii din Ucraina. Era multă mișcare aici. Mișcare era în continuu. Da. Astăzi nu a fost nicio mașină pe aici, ca să fie vreo mașină trasă pe acolo, n-am văzut. Mai suspicioasă a fost prezența în cartier a două personaje pe care vecinii le-au remarcat din start. Nu, am văzut pe unul cu mers o dată, s-a întors înapoi și o chemat pe o femeie, tot voinică, dar aia nu era femeie, cred că, da. El, bărbatul și ea, avea un fel de căciulă din aia așa. Mai, erau deghizați cumva, nu? Cum? Erau deghizați. Da, eu, un fel, eu n-am văzut căciulă mare așa, știi, așa rotundă și pufoasă așa. Și e tot avea, dar avea altfel, altfel. Deci era un bărbat și o femeie sau doi bărbați? Da, eu după mine și femeie era... Tot bărbat mascat. Familia Hrițcu era cunoscută în Siret ca o familie model. Deși Vasile Hrițcu se ocupa cu schimbul valutar, niciodată nu a avut probleme din cauza asta. El avea bani la mașină. Dar nu a fost niciodată probleme să-i spargă mașina pentru bani sau casa pentru bani? Era scandal, o familie liniștită, nu? Nu a fost. Erau niște oameni foarte buni. Și buni la suflet, i-a ajutat la orice clip, la orice moment. Din oamenii ăștia care sunt aici, cred că suntem 50, care suntem din 50, cred că 20 au ajutat de multe ori. Zona a fost împânzită de polițiști, iar la toate intersecțiile de drumuri principale și în Vama Siret s-au făcut filtre speciale. S-au făcut filtre pe raza județului pentru a verifica mașinile aflate în trafic, pentru a elimina orice suspiciune și pentru a câștiga indicii la anchetă. Conducerea IGPR a trimis de la București 3 specialiști criminaliști, șeful biroului cercetare la fața locului din Institutul de Criminalistică, un biolog specializat în genetică și un criminalist specializat în balistică, precum și un autolaborator de genetică pentru a acorda sprijin în efectuarea cercetării locului faptei. Coordonarea investigațiilor este efectuată de către adjunctul inspectorului general al Poliției Române, chestor principal de poliție Dumitru Pârvu și procurorul șef Marius Iacob, șeful secției de urmărire penală din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.